Dragii mei, astăzi vreau să pregătesc niște bunătăți tradiționale. Jumări din piept de porc, extrem de gustoase și crocante, așa cum făcea bunica, în special în perioada Crăciunului, atunci când tăia porcul. Noi le preferăm pe acestea făcute din piept de porc sau chiar burtă de porc, deoarece au și carne și grăsime. Voi da drumul la treabă, iar pentru început haideți să vorbim puțin despre carnea folosită. Eu voi pregăti jumări dintr-un kilogram de piept de porc, însă la fel de bine puteți să le pregătiți din burtă de porc sau, de ce nu, din slănină de topit. Procedeul este la fel, orice tip de carne ați hotărât să folosiți. Voi tăia în bucăți potrivite de aproximativ 2 cm, oricum după topire acestea se vor micșora considerabil. Iar dacă vă plac rețetele mele, nu ezitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, este gratuit, apăsând pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când pun un video nou. Iar acestea sunt bucățile tăiate, au aproximativ 2 cm grosime, unele sunt pușor mai mari, altele mai micuțe, pentru a reuși să satisfacem toate gusturile. Bineînțeles, voi puteți să tăiați după bunul plac, însă din propria experiență și după părerea mea, tăiate de 2 cm grosime reușesc să ai cele mai bune rezultate la pregătirea jumerilor. Astfel își păstrează foarte bine textura, devin și crocante. Odată tăiată carnea, o voi presăra cu puțină sare, nu foarte multă. Amestec totul foarte bine, asigurându-mă că sarea se distribuie uniform peste tot și le voi lăsa așa pentru aproximativ 30 de minute, pentru a se absorbi foarte bine sarea. După aproximativ o jumătate de oră, voi începe procesul de prăjire a jumărilor. Le voi prăji într-un ceaon, am un ceaon de fontă, însă unul clasic este ideal. Veți avea nevoie și de aproximativ 150 de grame de untură. Fiind niște jumări din piept de porc, este nevoie de această grăsime pentru a se prăji. Însă chiar dacă aș fi făcut jumări din slănină de topit, tot aș fi pus puțină untură, însă cantitate mai mică, aproximativ 100 de grame la 1 kg de slănină. Voi lăsa untura să se topească pe foc mediu. Nu vă grăbiți, lăsați-o să se topească pe foc moderat, iar când aceasta este complet topită, mai lăsați pentru aproximativ un minut să se încingă și puteți să puneți bucățile de carne. Le voi pune pe toate în untura bine încinsă, însă mare grijă să nu fie nici foarte încinsă, un foc potrivit este ideal. Și le vom prăji așa pentru o vreme, vă voi trece peste tot procesul de prăjire și vă arăt cum arată acestea în diferit timp de gătire. Bineînțeles, va trebui să stați aproape de cratiță și să amestecați constant odată la 5-7 minute pentru a ne asigura că nu se prinde de fundul acesteia. Așa arată totul după aproximativ 10 minute de gătire. Și-a schimbat ușor culoarea, a și lăsat lichid, iar acest lucru se datorează faptului că a fost sărată și lăsată deoparte pentru o jumătate de oră. Iar așa arată carnea după aproximativ 25 de minute de gătire. A lăsat chiar mai mult lichid, eu nu adaug apă, nu consider că este necesar. Îmi doresc ca jumările să se prăjească bine în grăsimea adăugată de mine și lichidul lăsat de ele, astfel devin crocante la exterior și moi la interior. Există mai multe metode de gătire, unii adaugă apă sau chiar lapte, însă eu nu adaug nimic. Iar așa arată jumerile după aproximativ 40 de minute de gătire. După cum puteți vedea, lichidul lăsat de carne s-a evaporat, a rămas doar untura curată, iar dacă până acum jumările s-au înăbușit oarecum datorită lichidului lăsat de ele, din acest punct ele se vor prăji. Iar acestea sunt jumările după aproximativ o oră de gătire. Au o culoare frumoasă, s-au rumenit frumos, sunt aurii. Le vom mai lăsa pentru aproximativ 10 minute pentru a mă asigura că sunt bine prăjite. Acum, dacă pregătiți jumări dintr-o cantitate mai mare de piept de porc sau slănină, după caz, timpul de gătire va crește și el și va trebui să prăjiți jumările pentru aproximativ o oră și jumătate sau chiar două. Iar când acestea sunt rumene și frumoase, le voi scoate într-o tavă cu hârtie de bucătărie pentru a absorbi excesul de grăsime.
sau chiar mai bine într-o tavă cu grătar și se vor usca mult mai bine așa. Peste jumările calde voi pune sare, sare după gust, în funcție de preferințe, mai multă sau mai puțină. Amestec totul bine, asigurându-mă că se distribuie uniform și le voi lăsa așa pentru o vreme, pentru a se absorbi excesul de grăsime și chiar pentru a se răci. Nouă ne plac jumările reci, chiar a doua zi, însă voi puteți să le consumați când vă plac. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de jumări din piept de porc propusă de mine astăzi, împreună cu mici sfaturi pentru a vă ajuta în a obține cele mai bune rezultate. Sper ca toate sfaturile să vă fie de folos și să încercați rețeta, iar dacă o încercați, nu ezitați să-mi scrieți în comentarii cum v-a ieșit. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă aștept și data viitoare cu rețete, sper eu, la fel de delicioase. Până data viitoare, numai bine vă doresc!